Deci, cum am mai zis, astăzi, 20 octombrie 2024, în municipiul Băl se petrec două scrutine. Alegerea președintelui Republicii Moldova și referendumul constituțional republican. 20.028 de persoane, alegători, cei ce constituie 20% și 48%. Dacă se facem referință la femei bărbați, atunci vedem că rata participării a femeilor este de 55,26%, ceea ce constituie 11.079, respectiv bărbații 44,73%, ceea ce constituie 8.977 de alegători. Se atestă și participarea tineretului la alegerea la ambele scrutine. Se observă mai activi sunt cetățenii în vârstă de peste 50 de ani și tineretul respectiv au și ei un rezultat, ceea ce constituie peste 1.500 de votanți care au participat la alegeri. Cei ce ține de încălcări au fost sesizați organele poliției, dar încălcările care au fost sesizate nu sunt obiective. Aș considera, conform codului electoral și regulamentelor, aceste încălcări nu sunt temeinice.